În data de 10 noiembrie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a început acțiunea de repartizare a celor 4751 de tablete în valoare de 5.541.000 de lei prin programul național Școala de Acasă, conform hotărârii de guvern numărul 370 pe 2020. Pe lângă programul Școala de Acasă, Ministerul Educației a alocat Inspectoratului Școlar Județean suma de 2.686.000 de lei pentru achiziția de echipamente IT, dintre care 780 de tablete, 800 de laptopuri, 500 de camere web, destinate unităților de învățământ din județul Călăraș, prin programul național Educația în Siguranță, conform hotărârii de guvern numărul 765 pe 2020. Procesul de licitație este în desfășurare și se va încheia săptămâna viitoare. În județul Călăraș, un număr de 59 corpuri de clădire au beneficiat de programul Internet în școli prin protocolul încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și furnizorii de internet, din care șapte corpuri de clădire urmează a fi conectate la internet.